Ediția din acest an le propune craiovenilor un program cu lucrări pentru orchestră din repertoriul lui Vivaldi, Mozart și Bach, dar și un recital susținut la trompetă de Sergiu Cârstea. Concertele se desfășoară sub bagheta maestrului François Robert Girolami. Proiectul Turneu în oraș este o provocare atât pentru public, cât și pentru artiștii care participă pentru prima dată la acest gen de concerte. Publicul deja l-am văzut și mă aștept să fie receptiv, cât pot ei să fie de receptiv, mă refer la copii, iar oamenii care sunt deja așteaptă începutul concertului sunt sigur că sunt cunoscători. C'est une très bonne idée. Este o idee foarte bună pentru că s-a democratizat muzica clasică și a venit în cartierele de locuințe. Cred că doamna primar are o idee foarte bună, de asemenea și directorul filarmonicii. Sunt foarte entuziasmat să văd tinerii care vin să ne asculte. Craiovenii din cartierul Rovin au fost primii invitați la spectacolul filarmonicii. Foarte bună ideea! Moment de relaxare și pentru noi. Cum vi se pare ideea acestui program? Cred că ar fi bine să fie mai des. Pentru că așa cred că s-ar mai limpezi puțin la cap oamenii. Mi se pare o idee extraordinară, mi se pare o idee genială să meargă în fiecare cartier. Păi de ce? Pentru că astfel toți oamenii ar ieși în fiecare zi afară, s-ar bucura de melodii. Proiectul Turneu în oraș își propune să atragă cât mai mulți spectatori în sala de concerte. În 2013 față de 2012, începând cu toamna, am avut o dublare a numărului de spectatori, iar în 2014 putem să spunem că am avut deja de 3 ori mai mulți spectatori față de 2012, iar în acest an suntem în creștere față de perioada anului trecut. Anul acesta, Orchestra Filarmonicii susține 5 concerte în 5 cartiere ale Craiovei. Turneul se va încheia pe 5 iulie.